Să luăm aminte, zisa Domnul către dâncii, luminătorul trupului este ochiul, dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, că sau pe unul va urâ și pe altul va iubi, sau după unul se va ține și de celălalt nu va avea grijă. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă, să nu vă îngrijiți pentru viața voastră, gândind ce veți mânca, orice veți bea, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu secere, nici nu adună în hambare. Și Tatăl vostru, Cel Ceresc, le hrănește. Au, nu sunteți voi cu mult mai presus de ele? Și cine dintre voi, oricât și-ar pune el mintea, poate să-și adauge la statura sa un cor? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la finii câmpului cum cresc, nu se ostenesc nici nu tot. Și totuși vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea sa nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, o puțin credincioșilor? Deci să nu duceți grijă zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea le caută păgânii. Doar știe Tatăl vostru, Cel Ceresc, că aveți nevoie de toate acestea. Și căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, credincioși, suntem în Duminica a treia după coborârea Sfântului Duh. În această Duminică, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune un cuvânt care ar trebui să ne liniștească pe toți ca fii ai Tatălui Ceresc, să scoată din noi orice frică, orice teamă, orice frământare, orice grijă. Nu vă îngrijiți! Lăsați-le pe toate în mâna Tatălui Ceresc. Numai voi trebuie să știți ca singură să căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Dacă aruncăm o privire asupra textului din Sfânta Evanghelie astăzi, o să găsim niște cuvinte cheie care abundate la un loc ne vor sugrădi nouă un tablou pe care noi ar trebui să-l recunoaștem din prima ca și creștini, ca și fii duhovnicești al lui Dumnezeu. Și aceste cuvinte, credincioși, sunt acestea. Tatăl Ceresc, omul, trupul, sufletul, mintea, cerul, pământul, lumina, întunericul, doi domni, un stăpân, alt stăpân. Vedem aici că se vorbește despre animalele pământului, despre păsările cerului, despre crinii pământului, despre iarba pământului, despre toate celelalte ale creației, de a ne îmbrăca, a bea, a ne odihni, a ne sătura, a flămânzi, toate cele care sunt ale omului, trupul și sufletul. Și dacă le adunăm pe toate, ne ducem cu mintea la ce? La toate cele create de bunul Dumnezeu în început, când Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și între cer și pământ l-a lăsat pe om și l-a creat în ziua a șasea, după ce mai întâi a creat lumina, de aceea vedeți pe Domnul că spune că luminătorul trupului este ochiul și dacă lumina care este în voi este întunericul, întunericul cu atât mai mult.
ce a creat Dumnezeu lumina, apoi a făcut soarele, a făcut luna, a făcut viața, le spun în ordinea în care a fost le create, ce așa cum vin, a creat animalele, pământul și toate acestea cuprind rațiuni care se potrivesc perfect cu rațiunea umană, ca omul să le însumeze pe toate în inima lui și să acestea să slujească omului și ele trebuiau să se înomenească. Iar omul, adunându-le pe toate ca rațiuni în inima lui, trebuia să spună, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem pe toate și pentru toate și trebuia să le consacre în continuu lui Dumnezeu, pentru că Domnul i-a spus așa, te-am creat pe tine, omule, și vom face o liturghie cosmică, o liturghie universală în care, între cer și pământ, ești tu, omule, preot al meu. Și tu, ca preot, trebuie să susții această liturghie prin participarea ta, prin liberă voință, care îmi dovedește mie că ești o creatură puternică, liberă și capabilă de iubire. Pentru că orice jertfă care nu este primită din iubire, nu este primită de Dumnezeu. De aceea, Bunul Dumnezeu, creându-L pe om de la starea aceasta de pământ, apă, aer și foc, unit cu pământul m-am amintit de multe ori, L-a ridicat pe om până la treapta de iluminare. Închipuiți-vă Sfânta Cruce. Aici, în mijloc, omul trebuia să se ducă mai departe, prin libertate, prin ascultare, prin supunere, prin iubire, să se întărească în starea aceasta de bine, mâncând din toți pomii raiului. Și a spus, din toți pomii raiului să mănânci, adică să te hrănești din toate aceste puteri, din toate aceste energii, pe nivelul demnității la care te-am așezat eu pe tine, un om așezat liber, și demn și în picioare cu fața la Dumnezeu. Te-am ridicat la pământ, te-am pus în picioare și acum tu trebuie să dai inima la Dumnezeu, tocmai pentru că această inimă, centru ființei tale, altarul tău, altarul lui Dumnezeu, trebuie să devină punctul de comandă, punctul maxim și nu creierul, nu rațiunea, ci inima, Duhul omului, unde se sălătuiește Dumnezeu plenar în inima omului. Această inimă trebuie să o dai lui Dumnezeu prin statornicia ta, în alegerea ta, în ascultarea ta, în iubirea ta, să treci de la iluminare la îndumnezeire. Ca după aceea tu trebuie să cunoști pomul cunoștinței binelui și răului, să ai acces la toate acestea, să deosebești binele și răul după ce tu te-ai statornicit în bine. De ce vă tot amintesc aceste lucruri? Ca să înțelegeți rostul rânduielilor în Sfânta Biserică și în viața voastră de zi cu zi, să înțelegeți cu adevărat dintr-o perspectivă duhovnicească pericopele evanghelice, ca nu cumva să le tratați și să le înțelegeți filantropic, sentimentalist sau un alt fel, sau ecologic, cum mai spun, cum au obișnuința patriarhii și episcopii din ziua de astăzi să trateze lucrurile pe orizontală și nu pe verticală. Se vorbește mai mult în biserică despre social filantropie și despre ecologie decât despre dumnezeirea omului. Vă dați seama ce rătăcire grozavă și între cer și pământ trebuia să se facă o liturghie, o liturghie desăvârșită, continuă, în care să asiste toate puterile cerești și omul și îngerul să cânte Domnului nostru în continuu spre slavătoria Lui la nesfârșit, urcând din putere în putere. Și inima omului, care trebuia să simtă totul până la capătul Universului, iată că s-a desfigurat în ea însă și a urmat toate cele căderi, încât omul a ajuns din nou una cu pământul. De aceea Domnul vine și spune omului, nu te mai îngriji de cele pământești, nu te mai îngriji, nu te mai îngriji de trupul tău, nu te mai îngriji de haină, de îmbrăcăminte, de mâncare, de unde dormi, ce mănânci, trebuie să le faci pe toate acestea pentru că trebuie să-ți aduci efortul tău, dar tu trebuie să mergi în direcția în care eu ți le deschid ție ca să le ai pe pământul acesta. Nu le căuta tu, ci ți le dau eu, tu doar trebuie să faci efortul de a le obține și a înțelege care este voia mea cu tine ca om. De aceea, vezi credincioși, căzând omul din această liturghie desăvârșită, a ajuns într-o stare de închidere, într-o stare de neputință, într-o stare de frică, într-o stare de izolare, de întuneric, și această stare era o antiliturghie, încât
omul o să spună ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Omul spune ale mele, dintr-o ale mele, toate le voi susține mie și voi mări hambarele mele și voi sătura sufletul meu și voi bucura inima mea și mă voi veseli eu. Amintiți-vă de acea antiliturghie pe care a făcut-o acel bogat care și-a mărit hambarele, un opus, să zic așa, a liturghiei lui Dumnezeu. Și acea icoană a bogatului care nu se mai sătura este icoana din Evanghelia de astăzi, în care omul, în loc să se ocupe de grijanie, de pomul vieții, de sfânta împărtășanie, se îngrijește de cele pământești, se-a întors cu fața la pământ. Domnul vrea să-ți facă pe om din toate acestea. Venind pe fața pământului, Dumnezeu reia dialogul de acolo unde s-a întrerupt cu omul. Omul a oprit dialogul cu Dumnezeu și relația cu Logosul, da, a împărțit-o, s-a împrăștiat-o și această stare de relație cu Dumnezeu unificată a adus un dialog, o frângere a Logosului pe orizontală cu cine? Cu Satana, cu demonul, cu îngerul căzut. Din clipa aceea, frângerea relației cu Logosul, devenind un dialog cu Satana, a ajuns într-un final să se manifeste în mii și mii de convorbiri demonice a omului cu Dumnezeu, până când omul s-a uitat cu omului, cu Satana și cu pământul, până când omul s-a uitat în continuu în cele pământești. De ce oare amintește Domnul de atâtea ori în Evanghelie și spunând, dacă vă uitați în săptămâna care a trecut, spunându-le apostolilor și ucenicilor despre toate aceste lucruri pământești, pentru că omul s-a împătimit atât de mult încât nu se mai putea vedea pe el însuși și se identifica cu pământul. Și a oprit discuția și convorbirea cu Dumnezeu. Și omul nu mai putea să refacă acest dialog corect pe verticală cu Dumnezeu. Și a venit Domnul prin prorocul Ioan. Și a venit Domnul prin Fiul și Cuvântul Dumnezeu în omenit. Și a reluat această vorbire a omului cu Dumnezeu, spunând așa, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. A refăcut discuția, a reluat întâlnirea, a reluat convorbirea cu aceste cuvinte, le-a reînnodat și a început iarăși ce? Să se pună piesă pe piesă până când să se realizeze liturghia aceasta, care nu este altceva decât o trăire plenară a relației de iubire dintre omul ca stăpân al creației, ca mulțumirea lui Dumnezeu și a punerii inimii omului în totalitate în slujba lui Dumnezeu. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu Său dă și aceasta nu este decât iubirea. Și iubirea, cum spune în Sfânta Scriptură, este în felul următor. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată vrăjitul ta, din toată puterea ta, din tot cugetul tău, adică din toată cugetarea ta, pe tine însuți și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci această relație de iubire nu este altceva decât Sfânta Cruce, o răstignire și o îndumnezeire a ființei umane ca jertfă și este relația desăvârșită a omului cu Dumnezeu. Dar iubiți credincioși, nu se mai putea face această stare. Până când Dumnezeu, prin economia Lui, a început să lucreze iarăși și iarăși prin proroci, prin lepți, prin legea Vechiului Testament, până a venit la Ioan Botezătorul, despre care v-am amintit la sărbătoarea Lui de săptămâna aceasta. Iar de data aceasta îl vedem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos că strigă în alt fel același lucru, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor nu este altceva decât venirea Duhului Sfânt pe fața Pământului, la praznicul praznicilor, la cinzecime, atunci când apostolii s-au îmbrăcat în Duhul Sfânt și ei aveau misiunea să împrăștie ce? Să împrăștie această stare de har pe întreaga fața Pământului ca să se refacă ce? Starea de comuniune. Starea de iubire, starea de unificare dintre toți, dintre toate, pentru că Domnul vrea să lucreze prin toate și pentru toate, prin harul Duhului Sfânt ca energie necreată, ca toate fiind într-o această unificare să fie într-o comuniune continuă cu Dumnezeu. Rupându-se această unificare, această armonie a lucrurilor, a venit Domnul să o refacă. Dar cum? Prin energiile necreate a Duhului Sfânt, care se dau prin Sfânta Biserică, energii necreate,
care le stăpânesc, le conduc și le coordonează pe cele create și pe cele materiale și pe cele ale firii. Omul ce a făcut? Omul a rupt legătura cu energiile necreate, cu Harul Dumnezeu, și le-a luat drept realitate ce? Pe toate cele create care erau palpate prin simțuri. De aceea Domnul spune clar, plecând de la trup, că luminătorul trupului este ochiul și prin ochi, prin credincioși, pătrunde lumina aceasta creată și prin ochi și prin lumina creată, tu vezi toată armonia lucrurilor de pe lumea aceasta. Iar prin rațiune vezi toată armonia ideilor. Dar nu este aceasta finalitatea, nu este acesta cel mai înalt nivel, pentru că sunt trei vederi, trei lumini, trei organe ale vederii în ființa umană, și peste ochi și peste rațiune, iată că avem inima ca organ al vederii duhovnicești, avem inima și lumina duhovnicească și avem ce? Avem împărăția celor, împărăția păcii și împărăția luminii. În această stare, acel loc al păcii în Ierusalim, cetatea păcii, iată că s-au încheiat toate, s-au săvârșit toate și de acolo, din cetatea păcii, după ce a venit Domnul nostru Iisus Hristos, trebuia să se împrăștie Biserica lui Hristos și s-a împrăștiat pe toată fața Pământului, spunând, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, toată făptura care o crede, se va boteza, se va mântui. De aceea, la rugăciunile pentru cei chemați, noi preoții, ne rugăm ca fiecare om de pe fața Pământului să vină înapoi la Sfânta Biserică, să cunoască Evanghelia lui Hristos, să se boteze la Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să devină Fiul a Sfintei Biserici, să se facă conexiunea, să intre în conexiune cu Sfânta Biserică, cu toți cei din Sfânta Biserică și toți aceștia fiind în comuniune, în unitate și în iubire, să fie în legătură cu Dumnezeu. Deci rolul Sfintei Biserici nu este altul decât acela ca toți să fim una, ca să fie o turmă și un păstor, ca în toți să lucreze același Duh, pentru că suntem mădulari unii altora, ca fiecare inimă să fie cu cealaltă inimă în aceeași comuniune și în aceeași stare de iubire și toate aceste inimi adunate ca într-un mănunt, în timpul Sfintei Liturghii, când preotul spune sus, să avem inimile, noi trebuie să ne ridicăm de pe pământ la cer. Deci, vedeți, frățile voastre, ce lucrare dumnezeiască a fost într-un început ca să-L facă pe om preot al Dumnezeu și să aducă toate în slujire către Dumnezeu, cum a căzut această stare duhovnicească și dintr-o liturghie cosmică să ajungă o slujire aproape pe întreaga fața Pământului a demonilor și a satanei, cum a trimis Fiul și Bunul Dumnezeu pe Fiul Său pe Pământ și a întemeiat Biserica, cum prin biserică, prin apostol, episcop, preot și prin toate, toate slujirile bisericii, taine și erugii, s-a dăruit energia aceasta, Harul Duhului Sfânt, la toți oamenii care au primit din libertate și din voință chemarea lui Dumnezeu și cum Bunul Dumnezeu a lucrat în continuu, în mod tainic, ca să ne ridice iarăși de pe pământ la cer, trecerea aceasta, numind-o Paște, adică de la moarte la viață. Și atunci, în fiecare Sfântă Liturghie, iubiți credincioși, vedem că începem slujba și aici încercați să fiți foarte atenți la aceste cuvinte cu care se începe Sfânta Liturghie. Dacă Evanghelia de astăzi se termină după toate acele argumente ale Mântuitorului și le citiți în Sfânta Scriptură, că le știți de multe ori auzindu-le, cu crinul, cu păsările cerului și cu toate celelalte care arată purtare de grijă al Dumnezeu, în Sfânta Evanghelie de astăzi spune clar, căutați mai întâi împărăția cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Plecând cu acest verset cu împărăția cerurilor, ne ducem cu mintea în Sfânta Biserică la slujirea pe care o facem noi preoți în altar, când spunem binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și voi tot poporul spuneți amin. Aminul vostru este acela care ne dă nouă confirmarea că suntem în Sfânta Biserică cu toții și lucrează Harul pentru că noi toți suntem Biserica. Nu noi suntem Biserica clericii, nu voi sunteți Biserica poporul, ci noi toți suntem Biserica atâta timp cât suntem
în una sfântă sobornicească și apostolească biserică și în dreapta credință. Dar această lucrare a împărăției pe care Domnul vrea să o împrăște pe fața Pământului, începe prin Sfânta Duhie, cel mai important act de slujire în Sfânta Biserică, începe cu binecuvântarea închinată Sfintei Treime, adică consacrarea cea adevărată, iar apoi uitați-vă cum prin fiecare stih, prin fiecare cuvânt de la Ectenia Mare cu care începe Sfânta Duhie, se împrăște puterea, se împrăște lumina, se împrăște binecuvântarea, se împrăște Harul Duhului Sfânt prin cuvânt, prin rugăciune pe toată fața Pământului. Ca fiecare om de pe fața Pământului să fie binecuvântat, să fie beneficiarul acestei energii și acestui Har. Și spune Domnul clar, prin Sfântul Ioan Gură de Aur, în pace Domnului să ne rugăm, pacea aceea despre care v-am vorbit acum câteva predici, adică dreptatea și pacea s-au sărutat, adică unirea dintre firea omenească și firea dumnezeiască în ipostasul Cuvântului, adică în Iisus Hristos Domnul nostru. În pace Domnului să ne rugăm. Dar apoi continuăm, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Și atunci unim cei, zice, din ce oșelație aceasta pe verticală, o unim cu toți cei care sunt aici pentru mântuirea sufletelor noastre, mântuirea fiind ce? Scăparea de la rău către bine, scăparea de la păcat la virtute, de pe pământ la cer și către împărăția celor. Aceasta este mântuirea. Dar continuăm. Nu rămânem aici. Pentru pacea în toată lumea, pentru bună statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici, fiecare biserică locală și fiecare locaș de cult în parte, și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Vedeți în primele cuvinte închinare la Sfânta Treime, relația pe verticală, relația de credință, de mărturisire și de iubire, adică lumina Sfintei Treimi, pentru că spune Evanghelia de astăzi, dacă lumina voastră este întunericul, întunericul cu atât mai mult, de aceea la sfârșitul Evangheliei spunem, am văzut lumina cea adevărată, adică lumina Sfintei Treimi. Deci, închinarea la Dumnezeul cel adevărat, relația pe verticală, relația de unire dintre noi toți, da? Și această relație și stare trebuie amplificată la nivelul bisericii, la nivelul bisericii locale, la nivelul întregii biserici pe fața Pământului și pentru unirea tuturor, pentru că Sfânta Liturghie este o lucrare universală, nu este o slujire așa de formă, cum spun unii. Mergem mai departe și să știți că nu întâmplător vă explic câte un pic de fiecare verset din Ectenia Mare, ca să vedeți cum Satana le întoarce pe toți și le pervertește în vremul în care trăiți voi acum. Pentru Sfânta Biserică aceasta, pentru cei ce cu credință și cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu intră în trânsă. V-am amintit mai devreme. Și apoi spune așa, pentru toți mai mari biserici, patriarhi, mitropoliți, episcopi, preoți, diaconi, diaconi și toți cei care slujesc în Sfântul Altar, pentru întreaga preoțime, pentru diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Vedeți ce stic și ce ectenie întregită, plină de amintirea tuturor membrilor bisericilor. Și apoi mergem mai departe, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni. Pentru că noi suntem într-o biserică locală, Biserica Ortodoxă Română. Pentru conducătorii țării noastre, ne gândim la mai mari orașe și satelor și cei care sunt conducătorii noștri dintr-o perspectivă lumească, dar cei care sunt din perspectiva adevărului. Pentru că rugăciunea noastră, care vine pentru cel care are gând bun și este la conducere, îl susține, îl binecuvintează și îl tărește. Iar dacă este un conducător pentru care noi ne rugăm, rugăciunea noastră devine pentru el foc și îl arde. De aceea nu poate să stea oricine cum vrea în rugăciunea pe care o adresăm noi pentru el. Ori îl întărește, ori îl prăpădește cu totul. De aceea mergem mai departe și spune așa, pentru sunt locașul acesta, pentru țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce credință locuiesc în trânsele și am înglobat pe toți în inima noastră, pentru că spunem Domnului să ne rugăm, Doamne miliește. Vedeți în câteva cuvinte cum le-a lăsat Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Vasile cel Mare, cum le-a adunat pe toate ca să devină iarăși o unitate și un organism
și mădulare unii în parte altora, ca acestea să funcționeze, să vibreze, să fie pline de viață și toate acestea să aibă legătură cu capul care este Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, și nu se oprește aici la nivelul oamenilor binecuvântarea și harul, ci se spune așa, pentru buna întocmirea lucrurilor, pentru belșugarea roadelor pământului, pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Deci harul merge peste văzduhuri, peste pământuri, peste roade și peste toate celelalte. Și nu numai acolo, merge și pentru cei care sunt în diferite ascultări și binecuvântări, pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape, prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se oțenesc, pentru cei robiți, pentru mântuirea lor și pentru tot omul, rugăciunea noastră merge peste fiecare în parte. Și apoi ne rugăm ca să fim izbăviți de tot necazul, mânia, primeștia, nu prin puterea noastră, ci prin har, iubiți credincioși. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește și aducem ca mijlocitoare, ca acoperitoare, ca susținătoare, ca protectoare, ca miluitoare pentru noi toți pe Maica noastră duhovnicească, spunând pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, slăvita stăpâna noastră, și toți Sfinții să-i pomenim, adică să-i aducem ca mijlocitor cu rugăciunile lor pentru noi. Și apoi se lasă acest stihiu de credincioși pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă, iar arătând comunia dintre noi, arătând apropierea dintre noi, arătând frățietatea dintre noi, arătând comuniunea și toate celelalte pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și după ce am dat binecuvântarea la Sfânta Trăime la început, iată că terminăm prin că ție se cuvine toată slava, cinstea, închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și poporul spune amin. Iubiți credincioși, întoarceți această ectenie pe dos. Satana nu face altceva decât să copie și să deviază. Și atunci să începem de la început. Dar nu cum vrem noi, că noi v-am explicat până acum. Să începem să vă explicăm cum ar vrea Satana să facă și să lucreze în ziua de astăzi, să lupte împotriva lui Dumnezeu, împotriva luminii, împotriva adevărului, împotriva trupului, a sufletului, a cugetării, a rațiunii, a creației, a omului, a tuturor de pe fața Pământului și să lupte împotriva Bisericii și împotriva Sfintei Treimi și a Împărăției Cerurilor. Până acolo duce nebunia lui, plecând de jos în sus, iubiți credincioși. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu vrea să aibă decât El și slava, și cinstea, și închinarea. Aceasta este lupta pe fața Pământului. Am vorbit cu oameni care au funcții, care au destulă minte, care au capacitatea de a vedea lucrurile și am întrebat, măi, cum vedeți voi toată nebunia aceasta de pe fața Pământului? Și că, Părinte, dacă până acum vedeam câte ceva, vă spunem sincer că nu vedem. Nu mai înțelegem ce este în spatele lucrurilor, pentru că aproape că nu mai înțelegem care este rostul tuturor acestor frământări de pe fața Pământului. Păi nu le vedeți, pentru că vreți să le vedeți cu rațiunea voastră de oameni deștepți. Nu puteți să le vedeți decât în Duh și în Duhul Bisericii și în Duhul Sfinților Părinți și a prorociilor. Numai așa puteți să străbateți lucrurile, să vedeți dincolo, plecând prin rugăciunile Bisericii. Satana vrea să preia toată conducerea la sfârșitul viacului, după planurile pe care El ne-a avut de atâția ani, să lupte împotriva lui Dumnezeu de mii și mii de ani și vrea să-și împlinească taina fără de legii. Această taină fără de legii, care vrea să ajungă până în punctul maxim, să ajungă urăciunea pustiirii la locul cel sfânt, adică în Sfântul Altar, lucrată prin anticrist și pe slujitorii săi, care sunt prorocii mincinoși. Deci, slava, cinstea, închinăciunea, puterea care sunt ale Tatălui, vrea să le ia Satana. Și cum lucrează El? Nu cum a lucrat Bunul Dumnezeu. Prin smerenie, prin răbdare, prin bunătate, respectând libertatea omului. Iată, eu stau la ușa ta și bat pe față, la lumină, spunând ce avea de spus. Nu. El lucrează ocult, lucrează prin plan, lucrează prin frică, lucrează prin forță, lucrează din aproape în aproape, să lege pe om de jos în sus,
Dacă Dumnezeu vrea să îi elibereze, a vorbit aici de ochi, da? Vrea să îi elibereze mintea omului, care este ochiul sufletului, eliberând mintea. Iată că eliberează și rațiunea, și apoi eliberează și sentimentele, și apoi îi eliberează pe nivelul întregului organism și apoi la întregii lumi. Iată că Satana leagă pe om de jos în sus ca să-i robească și rațiunea, și mintea, și inima, și pe tronul lui Dumnezeu să se așeze El. Acesta este scopul pe care îl vrea El. Și, iubiți credincioși, o luăm cu stihurile de jos în sus, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Pe noi înșine nu ne mai aparține noi, ci aparține celor care ne conduc și ne plătesc și fac ce vor cu viața noastră de foarte multe ori. Și cine știe și trăiește ce înseamnă să faci doar ce ți se comandă pentru că ai fost plătit, înțelege altfel acest stih. Pe noi înșine și unii pe alții toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Dacă noi în biserică avem o comuniune, o apropiere, o intimitate, o frățietate, pentru că spunem Tatăl nostru, nu mai spunem pe noi înșine și unii pe alții, pentru că apare distanțarea socială, apare bisericioși izolarea, apare întemnițarea în propriile suflete și în propriile stări psihologice. Nu mai poți spune unii pe alții și spui pe mine și doar pe mine și o-i vedea ce-o-i face. Pentru că iadul ia formă pe pământ. Iadul înseamnă întuneric, întoarcere către sine, înseamnă izolare, înseamnă frică, înseamnă neputință, înseamnă legare de mâini și de picioare, înseamnă să fii stăpânit și dominat și oamenii trăiesc acum stare de iad și încă nu o trăiesc. Pe noi înșine și unii pe alții începe cu această stare, iubiți credincioși, de dezbinare ca să stăpânească, să izolească, să nu mai fie unii pe alții. Dar apoi urmează pe Prea Sfânta, Curata, Prea Binecuvântată, Slăvita Săpâna noastră și toți Sfinții. Unde se hulește cel mai mult Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu și toți Sfinții și Sfânta Cruce și cele ale Bisericii? În Consiliul Mondial al Bisericilor, unde s-au adunat toți sectanții schismatici eretici, care spun că Maica Domnului n-a fost fecioară și a avut mai mulți copii sau unii spun că a fost o destunată, care hulesc Sfânta Cruce, care hulesc Sfinții și toate celelalte icoane și rânduielile bisericii. Deci, vedeți, odată v-am spus pe orizontală, pe noi înșine și pe alții, iar apoi vă spun lovitura dată împotriva Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pe verticală în Consiliul Mondial al Bisericilor, unde face parte și Biserica Ortodoxă Română și alte biserici locale, unde participă arhierei și teologi cu o mare dăruire pe frontul acesta al ecumenismului blestemat. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul Tău. Ce spune creștinul? Numai Dumnezeu ne păzește. Numai harul ne mai protejește. Numai Maica Domnului ne miluiește. Numai puterea lui Dumnezeu ne poate ține. Lasă să ne lăsăm cu totul în voia lui Dumnezeu. Ce face Sfânta Cruce? Acesta este creștinul. Dar omul care face parte din sistem, care nu este creștin, care acceptă izolarea și toate celelalte printr-o rațiune greșită indusă lui și care se conformează, spune așa, trebuie să ne apere cine? Sistemul? Ne apără conducătorii? Ne apără gruparea din care facem? Ne apără știința pe care noi am promovat-o? Nu mai poate Dumnezeu. Astea sunt chestii de acum câteva mii de ani. N-are nicio putere că dacă avea ar fi făcut. Și omul gândește invers și acestea sunt idei care le cunoaște și s-au inoculat și le vedeți la televizor și sunt și în familiile voastre și vă luptați în fiecare zi cu ele, cu prietenii voștri care parcă au altă gândire. S-au izolat, gândesc ca ei, trăiesc centrați pe ei și spun nu te mai poate apără harul și toate celelalte. Dar noi de ce spunem că apără, mântuiește și miluiește? Pentru ca să fim izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Omul duhovnicesc de acolo așteaptă izbăvirea. Omul trupesc, omul grosier, omul din sistem, el se teme. Se teme că dacă este scos afară din sistem, nu mai are cine să-l apere, să-l miluiască și să-l izbăvească de mânia, de primejdia și de nevoia lumii acesteia. Deci el trăiește continuu într-o nesiguranță și într-o frică. Deci vedeți cum se structurează o antiliturghie în toate valorile voastre interioare, plecând de jos în sus ca să ajungă la începutul lecteniei și o să vedeți. Pentru cei ce călătoresc pe uscat pe ape, pe uscat prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm.
Ce te rogi pentru ce e bolnav, că n-ai nicio putere? Ce să te rogi pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer? Că noi controlăm uscatul, noi controlăm aerul, noi controlăm drumurile, noi controlăm intrările și ieșirile, noi dăm voie și la unul și la altul să facă ce vrea el. Ce tot vă rugați voi pentru ei că nu aveți nicio putere? Acelea sunt cuvinte demonice spuse în mintea și inima celor care sunt slujitori ai sistemului și ei ca niște pioni neînsemnați de care se va scăpa că nu mai e nevoie de ei și vor fi înlocuiți. Aceia susțin pentru că au fost îndoctrinați că tot ceea ce pot ei și susțin ei, aceea ce se întâmplă pe fața Pământului. Pentru buna întocmire a văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor Pământului, pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Buna întocmire a văzducului. Noi lucrăm în văzduc. Noi lucrăm prin energiile noastre. Noi suntem cu sateliții, noi suntem cu dronele, noi suntem cu toate cele ale creației. Noi dăm ploaia când vrem, noi dăm vântul când vrem, noi dăm insoarea când vrem, noi blocăm lucrurile când vrem pe pământ, în văzduc și în ape. Ce vreți voi să faceți cu această ictenie prin care vreți să transmiteți Harul Duhului Sfânt lumii? Deci vedeți cum antiliturghia lucrează de jos în sus, de la pământ, de la ape, de la creație, de la plante, de la animale, de la omul individual care este închis în el însuși și apoi se urcă în văzduc și ei controlează totul, spunând că noi suntem cei care facem liturghia noastră prin știință și prin energiile create, combinate de noi cum vrem. Și apoi, zice credincioși, nu se oprește treaba aici. Pentru că se înaintează în lupta demonică la nivelul următor, la casa lui Dumnezeu, pentru Sfântul Locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință viețuiesc în trânsele. Nu trebuie să mai locuiască nimeni cu credință. Nu trebuie să mai facă nimeni Sfânta Cruce. Nu trebuie să mai mărturisească nimeni pe Hristos. Nu trebuie să mai fie nicio țară, niciun oraș, niciun sat, nimic să nu mai fie sub protecția crucii, ci trebuie să fie sub protecția stelei în cinci colțuri, care nu este altceva decât o dominație a satanii prin cele cinci simțuri. Și mai departe se urcă către arhierei, către preot, către Sfânta Biserică, unde este lupta cea mare, iubiți credincioși. Lupta cea mare. Pentru că aceste chei s-au desfășurat în timp. Pământurile nu mai sunt ale voastre, apele nu mai sunt ale voastre, subsolul nu mai e al vostru, pădurile și toate celelalte, nu mai aveți acces la ele, la învățământ, vai de capul vostru, la știință, vai de capul vostru, la sănătate, vai de capul nostru, pentru că ne includem și noi toți în ele, că nu suntem noi undeva pe altă planetă, ci suntem în mijlocul vostru și alături de voi, dar uite că s-a urcat la nivelul acesta, s-a trecut acum la nivelul Sfintei Biserici, unde preoții au fost puși să apostazieze, adică să se lepere de Hristos împărtășind culturi cu lingurițe de unică folosință sau neîmpărtășind sau făcând alte lucruri. Arhierei au fost legați să tacă, șantajați, speriați sau fel de fel de lucruri de nu scoate un arhierei o vorbă. Patriarhii vorbesc prin purtători de cuvânt și au niște fețe de parcă au pe umerii lor toată frica lumii acestea și se vede că sunt mai neputincioși decât orice om de rând care poate să se exprime pe internet sau în mod liber să spună ce gândește, acestea tac și dacă o ia în stânga o pățește și dacă o ia în dreapta o pățește și dacă se uită în sus e mai grav că îl trăsnește Dumnezeu, dacă se uită la el e frică să se privească în oglindă la ce fațe, fețe palide au de frica care au în ei. De ce, iubiți credincioși? Pentru că le este frică de moarte, le este frică de judecată, le este frică că au trădat credința, neamul, țara, biserica și toate celelalte și o să dea față în față cu Dumnezeu și o să-i întrebe ce ați făcut voi cu harul și cu puterea pe care v-am dat-o vouă. De aceea, iubiți credincioși, mergând mai departe pe firul ictenii, vedeți că se vorbește despre Sfânta Biserică și apoi pentru pacea toată lumea, pentru bunăstatornicia Sfintei Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor. Biserica cere unire, aceștia vor dezbinare. Biserica cere pacea, ăștia vor războaie. Biserica vrea sănătate, ăștia vor boală. Biserica vrea tihnă și unitate dintre oameni, aceștia vor învrăjbire și frică și izolare și toate celelalte. Pentru ca într-un final aceștia să spună așa,
Binecuvântată este împărăția Satanei, a lui Anticrist și a tuturor prorocilor mincinoși. Și poporul, care nu o să mai stea în relația cu Dumnezeu, fiind legat de mâini și de picioare prin slujirea la steaua în cinci colțuri, fiind legat cu mintea și cu inima și cu rațiunea și cu simțurile de toate ale sistemului, poporul va zice într-o clipeală amin. Și aminul poporului nu va fi decât o îndrăcire colectivă, o psihoză colectivă. De aceea aveți pe fața Pământului, sub ochii voștri, o liturghie neagră care se desfășoară în mod ocult, care a fost prorocită de către proroci, care se opune liturghiei lui Dumnezeu, care se opune Evangheliei de astăzi, care spune nu vă îngrijiți de cele pământești, îngrijiți-vă, grijiți-vă să vă uniți cu Sfânta Împărtășanie. Dacă la început s-a spus așa, din toți pomii raiului să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci cu moarte vei muri, ca dacă tu vei face ascultarea aceasta, vei fi la un moment dat pus în situația să mănânci din pomul vieții ca să ai viață veșnică. Iar dacă omul a căzut, i s-a spus, hai să-l scoatem afară, ca nu cumva să mănânce din pomul vieții fiind păcătos, adică împărtășindu-se spre o sândă, de data aceasta în lumea care trăim noi, în liturghia aceasta neagră, mi se spune, numai din pomul vieții să nu mâncați, numai din împărtășanie să nu luați, numai de la potir să nu veniți, pentru că dacă v-ați împărtășit, trupul și sângele Domnului va veni în voi toți, va curge harul, vă fi unii cu alții, veți avea puterea, veți avea binecuvântarea, veți avea lumina despre care spune Domnul Sfânta Evanghelie de astăzi și va lucra harul și veți opri toate lucrările satanice sau le veți întârzia care sunt acum pe fața Pământului. De aceea, iubiți credincioși, în fel și chip, continuu, nu ne oprim să vă spunem și să vă propovăduim despre faptul că nu trebuie să vă relaxați. Trebuie să fiți relaxați, dar treji, nu încordați. Nu v-am spus niciodată să fiți încordați. Să fiți relaxați, dar treji. Aceștia vă spun să fiți relaxați, dar adormiți și morți. Să nu vedeți, să nu simțiți, să nu aveți discernământ. Noi vă spunem să fiți într-o trezvie continuă și într-o stare de prezență continuă, dar suntem foarte puțini în Sfânta Biserică la câți ar trebui să fim. Suntem încă foarte puțini la Sfântul Portir, ar trebui să împărtășim cu miile în fiecare Sfântă Liturghie. Iar dacă preoții nu vă împărtășesc și nu vă împărtășesc, adunați-vă cât mai mulți acolo și la un moment dat va trebui să prindă și ei curaj. Iar dacă nu vă împărtășesc și nu vă împărtășesc preoții, sigur la 10 sate găsiți un preot curajos care să vă împărtășească. Sigur la 2 parohii o să găsiți un preot care îndrăznește să vă împărtășească. Pentru că pe lângă Ilie mai erau încă 7.000 pe care știa Bunul Dumnezeu și are Dumnezeu lucrarea lui cu fiecare dintre noi. De aceea, uitați-vă foarte atent. Ceea ce Dumnezeu a lucrat prin har ca energie necreată, Satana vrea să lucreze prin energiile create, orientate greșit. Ceea ce Dumnezeu a vrut să lucreze prin Sfânta Biserică, Satana lucrează prin sistem. Ceea ce Dumnezeu a lucrat prin apostoli, erași și preoți, Satana lucrează prin slujitorii sistemului, care nu sunt altceva decât profeți mincinoși, proroci mincinoși, în felul lor, în forma lor, ca slujitori al lui Anticrist. Și unirea din libertate și din iubire pe care Dumnezeu a vrut să o facă cu întreaga umanitate, vrea să o facă acum Anticrist. O unitate, o nouă ordine mondială, o desăvârșită controlare a tuturor, dar nu din libertate și iubire, ci din teamă și din stăpânire, prin știința și puterea pe care o are. Nu vă rămâne decât predarea totală în seama lui Dumnezeu, detașarea cu totul de cele pământești, să trăiți ca și cum n-ați trăit și cum ați plecat dincolo în împărăția celor chiar mâine, să vă pregătiți pentru împărtășirea continuă cu Sfintele Taine, pentru că doar Sfânta Împărtășanie acționează și în suflet, acționează și în trup, până la nivelul ADN-ului, împotriva tuturor descoperirilor științifice, este cel ce este în tine mai mare decât el ce este în lume, iar lupta pe care trebuie să o ducem noi, trebuie să o ducem în numele Domnului, în voia Domnului, potrivit lucrării Domnului, cu echilibru, cu discernământ și cum trebuie dusă lupta duhovnicească după Sfinții Părinți. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să aducă lucrători în aria sa, în secerișul său, pentru că sunt foarte multe suflete care au nevoie să primească binecuvântarea și dezlegarea preotului. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să trezească cât mai mulți frați preoți,
ca să conștientizeze poporul că este momentul să-i adune în Sfânta Biserică. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ocrotească, să ne păzească, să ne îndrume, ca să ajungem la cea mai mare înțelepciune, care este aceea de a ajunge la capăt cu Dumnezeu. Amin.